Ieri dimineață am dat o fugă la lângă Fibiș la Levănțică. E un loc acolo unde cineva și-a luat o bucățică de pământ și a făcut, a sădit Levănțică, a chemat lumea, a promovat tot felul de așa și anul trecut de creme de făcute pe bază de levănțică, nu știu cum să le zic acum, așa. Și foarte frumos, nu era multă lume, era frumos. Anul trecut a fost la fel și anul ăsta era o cameră de filmat, era un cort cu vaccine și așa mai departe și eu mă distram, am ieșit din mașină cum mă simt eu, haioasă ca de obicei, cu eu știu ce pălăriuță sau eu, mă simt bine așa cum sunt, da? Și a ieșit și soțul și ne mergeam spre Levănțică să admirăm florile, să mai vedem ce s-a mai întâmplat peste an, cum s-a dezvoltat handmade, creme, șmeme și așa mai departe, tot felul de din alea de brâz brâz de țânțari și așa mai departe. Și trecem pe acolo, era și cortul ăla, eu nici n-am prea înțeles ce se întâmplă și era un băiat cu camera și altul cu... Și am zis, ia uite ce își face mișto de mine universul, cine știe ce mă întreabă acum. Deci pe mine nici nu m-a băgat în seamă și eram lângă soțul meu. Direct la el, așa, cu microfonul și cum vă simțiți? Ați venit să vă faceți vaccin și al meu face. Nu, am făcut vaccin și la care eu fac. Eu nu! Și eram alături. Și băiatul cu microfonul, nu că n-a avut, bine, avea emoții, dar nu că putea, era chiar alături, da, eram alături, putea să mute microfonul sau nu, că mă băgam eu în seamă, da. De, nici nu mă vedea, îți dai seama cum vibrează, vibrează de la om la om, energia. Nu că, deci, omul vibrează jos, să zicem că acum îi spun pe nume. Omul jos vibrează, vine cu microfonul. În lumea mea nici nu există camere și microfoane. Nu e lumea mea. Dar dacă mă distrez și intru într-un joc cu cineva, înseamnă că ori cobor mai jos, ori eu nu știu ce fac. Deci acum recunosc că în lumea mea nu există așa ceva, pentru că eu stau în fața camerei, vorbesc, în rest, în lume e totul proiecție și mai sar într-o proiecție în alta care îmi place și mă joc de a viața, să zicem. Bun. Și așa cum l-a întrebat, a mișcat microfonul, n-a mișcat microfonul deloc. Deci a stat cu el și a vorbit și a mi-o face, nu, eu zice, m-am vaccinat, la care eu fac, eu nu, și nici nu m-a băgat în seamă, zici că nici nu eram acolo, nu că... Și am rămas așa și zic, nu cred că mai intru să... Adică nu mă bag în seamă să zic că eu nu și n-am de ce să torn în mine ce promovează proiecțiile mele care le-am făcut aproasta, le-am transmis în univers, că recunosc că și eu am participat la tot ce se întâmplă. Nu știu când, nu știu cum, nu știu în ce lume paralelă, să zicem, da? Și acum mâncăm cu lingura, alții cu butoiul. Bun. Și n-am mai intrat să în vorbă cu... M-am distrat, am plecat în spate, am stat, am luat o limonadă și ne-am distrat, am mers acasă și am zis, uite-te, te bagă lumea în seamă, ești la știri acum și am eu căutat să vadă știrea.
Și acolo nu că lui era băgat în seamă și întrebat. Dar nu era deloc, adică era povestea, se povestea despre nu știu cine care a făcut și cineva care vrea și adică erau întrebați numai oamenii care sunt de acord. Ăla nici nu erau observați, nu că nu știu ce am zis 5 minute am povestit, dar sper că am înțeles ce am zis. Eu să înțeleg. Că nu înțeleg ce s-a întâmplat ieri și dacă e ceva ce se vibrează și așa trebuie înțelese lucrurile, că omul vibrează acolo unde e și el vede doar asta și aude numai asta despre vaccine și nu mai aude că e o variantă și fără vaccine și n-ai nevoie și nu ai de ce să torni în tine nu știu ce, da? De-a dracu nu poți să faci asta. Eu vorbesc cu ăștia și cu ăia nu. Nu merge așa, totul e energie. Înseamnă că totul, deci totul ce eu ca om înțeleg că nu e ok, nu e politic corect, da? Omul pur și simplu vibrează acolo unde vibrează și e lumea lui și trebuie să o onorezi și să spui lucrurilor pe nume, cui să le spui dacă omul vibrează? Deci omul vibrează așa, vibrează într-a lui. Și tu, omul vibrează într-a lui, tu vibrezi într-a ta și nu se întâlnesc, uite, trec pe alături. Și despre ce vorbim atunci? Eu nu știu cum trebuie de trăit mai departe și cum de suntem ajutați divin și doar așa cred că găsim răspunsurile. În primul rând ne vindecăm pe noi, meditații și așa mai departe, exerciții, n-avem de ales. Și doar așa, doar așa. Și îmbrățișăm tot ce se întâmplă. Deci oamenii vibrează diferit, diferit. Și nu poți să arăți cu degetul la nimeni, n-ai cum. Uite, am vibrat diferit, nu ne-am mai întâlnit.